Suntem abia la jumătatea anului 2018 și la bugetul de stat nu mai sunt bani suficienți pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile și pensiile până la sfârșitul anului. Din cauza ultimelor majorări salariale, cheltuielile cu lefurile au crescut cu 20%. Asta înseamnă că în momentul de față, plata salariilor și a pensiilor reprezintă 27% din totalul cheltuielilor bugetare. Care ar fi o posibilă soluție de salvare a situației? O rectificare bugetară și tăierea banilor de la investiții. În primele 4 luni din 2018, autoritățile au cheltuit mai mult decât au încasat. Datele Ministerului de Finanțe arată că în țară există un deficit bugetar de 0,65%, comparativ cu un excedent de 0,16% în aceeași perioadă a anului trecut. Iar declarația că acum nu există în bugetul de stat bani pentru plata pensiilor și salariilor a fost făcută chiar de directorul Consiliului Fiscal al României. Dacă ne referim la anvelopa bugetară aprobată, nu. Răspunsul este: nu avem bani alocați în momentul de față suficienți pentru a acoperi salariile și pensiile la finalul anului, dată fiind dinamica pe primele 4 luni față de aceleași 4 luni de anul trecut, comparată cu ceea ce s-a bugetat pe tot anul. Dacă mergem cu ritmul acesta de creștere a cheltuielilor de asistență socială și salarii, până la finalul anului banii nu ajung, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Soluția de compromis pe care o va găsi guvernul va fi cel mai probabil aceeași ca anul trecut, tăierea banilor de la investiții. Și salariile și pensiile vor fi plătite, dar se vor lua banii din altă parte, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. La ambele rectificări bugetare s-au luat bani de la investiții pentru a se pune la salarii și pensii. Oricum, ca opțiune, să iei bani de la investiții când investițiile sunt oricum extrem de mici, în standarde istorice, și să pui la cheltuielile curente, cheltuielile sociale, nu e deloc sănătos. Sacrifici creșterea economică pe termen lung pentru a supraviețui pe termen scurt, a mai spus Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Chiar dacă pe termen scurt aceste soluții salvatoare par să fie în regulă, luarea banilor de la proiectele de investiții va avea pe termen lung efecte negative asupra economiei, spun specialiștii.